Domnule Liviu Maxim, sunteți, cum a zis, referent cultural? Da. Asta înseamnă director de cămin cultural? Da. Ce ați făcut astăzi aici, la ziua satului Oltenești? Începând cu orele 8, am organizat întregeri sportive până la orele 16. La orele 16, ansamblul școlar al școlii din comună au pregătit 3 dansuri, 2 scenete și 2 copii au cântat live în fața publicului, care au fost aplaudați la masă. Asta înseamnă că ați găsit doi copii talentați? Talentați, da, 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 obligat. Cu ajutorul părinților care un pic din muncă, ești mai acasă, până e... Și după aceea ce s-a mai întâmplat? După orele 17 au intrat pe scenă ansamblul Rapsodia Vastrului cu interpreții de muzică populară. Silvia Ieni, George Forcos. Adică cei de la ansamblu, da. La ansamblu, da. Și după aceea? După... Bine, după orele 19, când se va termina cu ansamblu, va rămâne în continuare să cânte Silvia Ieni cu George Forcos într-un program de 2 ore. Ce echipă a ieșit învingătoare astăzi? A, echipa clubului Podgorea Oltenești. Tot Podgorea, da, mai da, există Podgorea? Nu, mai există Podgorea, nu știu. Nici Podgorea, nici echipă. Nu, echipă există, da, avem înscris în județeană. A scris-o în județeană. Da, da. La terenul ăsta ar fi păcat să nu o scrie. Păi nu, strigăm oricum, vrem să-l... Pentru că avem câștigat un proiect, bază sportivă, care am primit anul trecut o sumă de 4.000 de lei, prima tranșă. Continuare cred că vom primi și restul banilor ca să construim o bază sportivă ca lucrare. Mulțumesc, domnule Liviu Maxim. Festival sătesc la Oltenești. Îl avem în fața noastră pe primarul Olteneștiului, al 4-lea mandat, Iorgu Sonea. Bună ziua, domnule Iorgu și domnule Sonea, bună ziua, domnule primar. Bună ziua și bine ați venit în comuna noastră. Domnule, chiar că e binișor, muzică, fum de cărnați, petrecere... De fapt, ce se întâmplă aici, pe terenul din târzii? Noi, în fiecare an, de 12 ani, organizăm Ziua Comunii, pe prima duminică din luna de septembrie. În cadrul acestui organizări, s-a desfășurat în 2 locuri. În centrul de comună, șah, table și tenis de masă, iar aici au fost
fotbal cu echipe din comună și din satele învecinate și comuna învecinate, de asemenea cu o fost și etapă județeană. În continuare, program artistic cu fanfara de la Valea Mare, Rapsodia Vaslui și cântăreți din județul nostru. Cam cum credeți că putea fi mai bogat festivalul ăsta, cum îi ziceți dumneavoastră? Festivalul ăsta, cum o denumim noi aici la Oltenești, putea fi mai bogat dacă erau fonduri mai multe. Puteți să aducem mai de departe cântăreți mai de valoare, dar și anoștri din Vaslui, din județul Vaslui, sunt tot de valoare. De asemenea, mai spune, putea organiza și întreceri cu alte întreceri sportive pe care le putem da în funcție de banii pe care i-am avut la dispoziție. Apropo, ce bani ați apucat să aveți acum, că e vreme de criză? Vreme de criză, noi din sponsorizăm avem 7500 de lei, respectiv 75 de milioane. La Rapsodia Vaslui cât le dați? La Rapsodia Vaslui 16 milioane. Da. Deci aveți ceva, ca să spun, trupe ale dumneavoastră. Am văzut vreo doi copii foarte talentați pe scenă. Deci noi am avut și o formație de la școlii coordonatoare din satul Târzii, de asemenea și niște piese de teatru, tot de elevi din cadrul școlii Târzii. Ce urmăriți prin asemenea festival, domnule primar? Prin asemenea festival urmărim să păstrăm tradițiile locale și să atragem la aceste festivaluri și la desfășurarea acestora tineretul din cadrul comunii, din satele componente al comunii, cât și persoane mai în vârstă. V-a folosit astăzi pentru echipa de fotbal că au evoluat băieții care vor fi în campionatul județean? De asemenea, noi, Comuna Oltenești, are echipă în cadrul campionatului județean, echipa care au jucat cu FCM Huș. Așa, am pierdut la un scor de 3-1. Nu este problemă, Hușul fiind un oraș mai mare, echipa are echipă mai bună. De asemenea, s-a folosit întreaga echipă la... Eu urmăresc și un cal frumos acolo, cu un băiat care știe să meargă cu el. Domnule primar, aveți echipa Podgorea Oltenești, da? Mai aveți Podgorii? Da, echipa se poartă numele Podgorea Oltenești, asta e rămasă dinainte de 89, pe când era CAP-ul Târzii și CAP-ul Oltenești, dar special CAP-ul Târzii, care avea 270 de hectare de vie. Cu asta se mândrea CAP-ul Târzii, locuitorii satului Târzii și de asta poartă numele în continuare Podgorea Oltenești. Apropo, înainte de 89, ce făceai, domnul Iorgo? Înainte de 89 eram tot primar. Din 84 până la 89 am fost primar în cadrul comunii. Asta înseamnă că vei primi și al cincilea mandat acum? Nu știu deocamdată. Să vedem care e situația, dar poate dăm doboi la altul mai tânăr să preia frâile mai departe acum. Păi l-ai pregătit la PSD? Avem un băiat pregătit care probabil o să ia în continuare. Aha. Bun, dar ne întoarcem la festivalul ăsta. Cât va mai dura? Că acum suntem în prag de seară, pe la Sfințit. Păi, va mai cânta soliștii până la ora 21. Așa. După aceea va fi un bal, cum spunem noi la țară, un bal popular în care va cânta fanfara de la Valea Mare și poți să-ți invitați toți locuitorii comunii care vor participa la acest bal. Deci una peste alta, la Târzii, de fapt în comuna Oltenești, a fost mare sărbătoare mare astăzi. Da, bineînțeles, prima duminică din septembrie prezintă sărbătoarea locuitorului comunii Oltenești.